Din nou în direct, tinerii români, printre cei mai lene și din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat, aproape 20% dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu merg la școală și nici nu lucrează. Topul este completat de Italia și Grecia, în vreme ce Olanda are cei mai puțini tineri fără ocupație. Țara noastră are cei mai mulți tineri de pe continent care nu urmează o unitate de învățământ și nici nu muncesc. Astfel, potrivit celui mai nou raport Eurostat, în România procentul tinerilor care nu fac nimic este de 19,8%. E vorba de categoriile de vârstă cuprinse între 18 și 29 de ani. Dintre toți, cel mai mare procent aparține fetelor, 25,4%. Ele nu urmează nicio școală sau liceu profesional și nici nu au loc de muncă. În Europa, situația e diferită. În Olanda, acest procent e de doar 4,2%. Suedia 5,7%, Germania 8,6% și Irlanda 8,7%, cifre mult mai mici decât deține România. Datele de la noi din țară dau un semnal de alarmă pentru un fenomen îngrijorător. Rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani este de 23%, de procente, asta în timp ce rata media șomajului din România este de 5,6%. Unul dintre factorii care au condus la aceste cifre poate fi faptul că în ziua de azi tinerii preferă să stea încă pe banii părinților, ceea ce nu exclude o creștere a procentului în viitor.